Perioada sărbătorilor de Paște reprezintă un prilej pentru a face fapte bune. La Rezina a fost lansat un proiect raional împreună pentru fiecare, o campanie de colectare a mijloacelor financiare înainte de Sfintele Sărbători de Paști. Din sumele colectate vor fi procurate produse pentru masa pascală, care vor fi distribuite celor mai nevoiașe persoane din localitățile raionului Rezina. Este o campanie de caritate inițiată de către Consiliul Raional Rezina și venim cu această inițiativă în preajma sărbătorilor de Paște, sărbătorile sfinte, care fiecare om de bună credință trebuie să înțeleagă că alături de noi, în jurul nostru, sunt oameni care au nevoie de sprijin și susținere. Și această idee mi-a venit dat fiind faptul că avem liste întregi de oameni care necesită susținere și consider că cei care astăzi avem o familie fericită, avem copii sănătoși, avem un post de muncă, suntem datori ca să fim alături de cei care au nevoie de sprijinul și susținerea noastră și inițiind această campanie sunt sigură că toți vor fi deci, înțelegători, vor fi alături de care vor dori, de oamenii de bună credință care vor dori să se alături campaniei noastre, noi vom fi recunoscători pentru acest gest. Vreau să zic că în cadrul acestei campanii raionale pe care am inițiat-o, împreună pentru fiecare, deci suntem împreună cu Blagocinie de Rezina, Blagocinul Raionului Părintele Igor Cojocaru a fost alături de noi la lansarea acestei campanii raionale și suntem mulțumiți pentru faptul că și în fiecare localitate, deci preoții vor fi alături de noi atunci când vom merge cu colectările și cu repartizarea coșurilor de Paște. Biserica în persoana protopopiatului Raionului Rezina vine cu îndemnul către toți oamenii de bună credință ca cu prilejul sărbătorilor Ziua Paștelui să vină într-o susținere acestei campanii care a fost inițiată de către Consiliul Raional Rezina împreună cu protopopiatul Rezina pentru a face sărbătoarea cât mai frumoasă pentru cei care sunt mai triști ca noi. În societate avem oameni de diferit stare socială care ar putea veni într-un ajutorul celor mai triști. Căutăm și cerem să fim iubitori către cel sărac, blând și iubitori către Dumnezeu prin fapte bune, fapte concrete și împreună cerem ca să facem această sărbătoare cât mai frumoasă. Într-un ceas bun, Dumnezeu să ne ajute și această realizare, această inițiativă să fie de un bun augur. Campania se va desfășura în perioada 18-28 aprilie, iar cutia pentru donații se află pe holul Consiliului Raional Rezina.